Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje gen PSD, ciuma roșie, PSD Dragnea ne îndatorează copiii, PSD Dragnea ți-a furat votul, PSD Dragnea încă mai poate fi oprit. Liberalii au plecat într-un marș de la sediul partidului spre piața Uniunii Europene din centrul Sucevei, unde deputatul PNL Angelica Fădur a citit moțiunea de cenzură a opoziției. Îndrăzniți să credeți, dragii mei, că prețurile la carburanți au crescut cu 12% din august până în noiembrie. Electricitatea s-a scumpit cu 7% în octombrie față de septembrie și cu 12% față de decembrie anul trecut. Și prețul la gaze urmează să crească cu 6%. Practic, toate alimentele s-au scumpit în ultimele 11 luni de zile, în timp ce ei ne spun că avem producții record în agricultură. Îndrăzniți să credeți că leul a luat-o la vale și a atins minime istorice și cursul de schimb a depășit 4,64 lei per euro. Mai mult, dobânzile au crescut și indicele ROBOR este la un nivel mai mult decât dublu față de începutul anului, de la 0,8 la peste 2%. Președintele PNL Suceava Gheorghe Flutur a spus la protest că de când PSD a preluat guvernarea, Suceava este izolată și trecută la și altele. Eu vreau să se știe bine că am încercat să dezbrăcăm, cel puțin eu, haina politică și să ne ținem de administrație, să promovăm județul, să aducem investitori și am zis că nu trebuie gălăgie multă, ci fapte. Faptul că a trecut aproape un an și Suceava este în continuare izolată. Unde este sala polivalentă aprobată de guvernul trecut? 17 milioane de euro pentru 7.000 de locuri. Nu mai este. Stăm undeva și ne rugăm, punem slujbe, plătim ca să ne dea sala de polivalentă. Unde este conducta de gaz metan? S-au întâlnit la Sucevița și au spus luni vom aproba în guvern. Care luni? Nici acum trebuie să dăm bani la Dorna că nu ajunge gazul metan, da? Sunt niște lucruri concrete și vă putem spune sute și sute de astfel de lucruri. Faptul că suntem nevoiți să facem credite, să dăm drumul la dezvoltarea în continuare a aeroportului, a spitalului județean, pentru că noi nu batem pasul pe loc, arată că de foarte multe ori ceea ce scrie aici, Suceava este trecută pe lista de rezervă sau la etc. Și cred că sucevenii trebuie, indiferent de opțiunea de până acum politică a dumnealor, le respect, trebuie să afle adevărul. Primarul Ion Lungu a spus că primăria Sucevei este într-o situație disperată. Din cauza lipsei de finanțare, investițiile vor fi blocate. A venit aici să cerem din partea primarilor să urgenteze guvernul toate procedurile cu celeritate să putem accesa fondurile europene. Suntem într-o situație disperată, noi cei de la primărie, pentru că anul viitor vor fi blocate investițiile. Sigur, vom fi nevoiți să facem investiții mai puține în orașele noastre și cei care vor suferi în primul rând vor fi cetățenii, cei care ne-au votat. Cei peste 1.000 de liberali care au protestat în centrul Sucevei au scandat lozinci împotriva guvernării PSD ALDE. Jos guvernul PSD! Jos! Protestul liberalilor a fost autorizat și a durat aproximativ o oră.